Andreea Borboros, colega mea, vine chiar acum cu toate informațiile. Bună ziua, Andreea! Bun găsit, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor! Strada Mărășești din Lugoj este la această oră cea mai păzită stradă din oraș. Asta pentru că aici, în această dimineață, a izbucnit un scandal de proporții. Mai exact, în creierii zilei, la ora 6 dimineața, un autoturism a intrat în această curte, a dărâmat pur și simplu poarta uriașă în încercarea de a lovi pe cei care locuiesc aici. Practic, se pare că acest scandal a izbucnit din cauza faptului că unul din clanurile din Lugoj, cel mai cunoscut de altfel, s-a simțit lezat pentru faptul că această familie, în locuința căreia ne aflăm și noi, a organizat un botez și iată, nu i-au invitat și pe aceștia. De supărare, cei din clanul Viscol au încercat, iată, să îi sperie pe proprietarii de aici, pe lângă faptul că au distrus ușa și au distrus practic tot în cale, iată că se pare că aceștia au aruncat inclusiv cu bucăți de beton care ar fi putut așadar să îi rănească pe cei care locuiesc aici. În urma scandalului, 5 persoane au fost reținute și duse la audieri, acolo unde în aceste momente dau explicații cu privire la cele întâmplate. Vă spuneam că această stradă este una extrem de bine păzită. Ei bine, iată, echipaje de jandarmi, echipaje de poliție sunt prezente aici la fața locului. Asta în încercarea de a nu degenera acest scandal, pentru că vă reamintesc că vorbim de o ceartă între două familii, o ceartă care se pare că a pornit de la supărarea de a nu fi invitați la botezul care astăzi ar fi trebuit să aibă loc aici, la Lugoj. Mulțumesc foarte mult, Andrei!